În satul Varvareuca din raionul Florești, memoria ostașilor români căzuți în cel de-al doilea război mondial este veșnic vie. În localitate a fost ridicat un monument în cinstea celor 29 de ostași români care au fost îngropați în preajma dealului Bortoasa. Tot aici s-a deschis și un muzeu în memoria eroilor căzuți pe câmpul de luptă. An de an venim la acest muzeu, la acest monument, la această răstignire aici pe vârful Bortoasei, ca să facem un parastas pentru cei ce au răposat, cei ce au luptat în câmpurile de luptă. Victor Țăbrigan și-a transformat casa într-un muzeu al ostașilor români căzuți pe câmpul de luptă pentru întregirea țării. O parte mi-a dat la Muzeul Militar din București, Muzeul Central, iar că aici noi vedem fotografii din primul război mondial. Și iar că deam fotografii avem din al doilea război mondial. Totodată aici am fragmente de arme, iar că ploști care beau ostașă apă. Și aici iar că de la muzeul din Chișinău mi-a dat. Tot în localitate a fost ridicat și un monument în memoria eroilor români căzuți în cele două războaie mondiale. Au fost lupte mari pe înălțimea Bortoasa pentru eliberarea satului Vârvăreuca, Florești pe atunci. Și au fost lupte și au murit mulți ostași. O parte a fost pe loc, este un cimitir lângă înălțimea Bortoasa. Că înălțimea asta se văd toate împrejurimile. Am făcut crucea memoriei și cimitirul l-am reabilitat. Și o parte a fost îngropată la Florești, la cimitirul din Florești. În Republica Moldova, ziua de 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice printr-un decret semnat în 2010 de către președintele interimar al Republicii Moldova de atunci, liberalul Mihai Ghimpu.